geruleț și focul de Crăciun. Jack trage draperiile de la dormitor. Un strat proaspăt de zăpadă a acoperit pământul. După ce s-a îmbrăcat bine, a ieșit în zăpada pufoasă. O să construiesc cel mai frumos om de zăpadă care a existat vreodată, se gândește Jack. Mai întâi a făcut corpul. Apoi, dintr-un bulgăre mare, a făcut capul. Pe el a fixat doi cărbuni pentru ochi, încă patru pentru o gură zâmbitoare, a înfipt un morcov pentru nas și, la final, i-a pus o pălărie veche și un fular. După ce a terminat, s-a dat doi pași înapoi ca să-și admire noul om de zăpadă. O să-i spun geruleț, rosti el plin de mândrie. Deodată, Jack a auzit un zgomot pe câmpul de lângă casa lui. Domnul Flick punea o mare pancardă. Mare petrecere de Crăciun, ferma lui Flick. Sâmbătă 24 decembrie, orele 6 p.m. Muzică, dans, jocuri, ciocolată fierbinte, bezele și un minunat foc de Crăciun. Jack se linse pe buze. Adora bezelele. Pot să vin și eu la petrecere? Îl întrebă el pe fermier. O, sigur, dragă Jack, răspunse domnul Flick. Dacă m-a ajuns să așez lemnele pentru foc, intri gratis. Jack sări peste gard și se întoarse de îndată cu un braț plin de lemne. Într-un timp foarte scurt, el și domnul Flick au ridicat o grămadă uriașă de lemne. Dar a doua zi de dimineață, pe câmp nu mai era nicio urmă de lemne. În schimb, de la locul cu pricina și până la poarta casei lui Jack se întindeau urme proaspete de zăpadă. Ce ai făcut cu lemnele mele? Strigă supărat domnul Flick. Eu nu am făcut asta, se smiorcăi Jack. Nu-mi place ca lumea să facă glume pe socoteala mea, spuse fermierul. Și din acest moment nu mai ești binevenit la petrecerea mea. Jack se simțea groaznic. Domnul Flick a adus lemne, a ridicat o nouă movilă și a plecat spre casă. În noaptea aceea, Jack nu a putut să doarmă deloc. Cine ar vrea să fure niște lemne de foc? Se întrebă el. Chiar atunci a auzit un zdrângănit de lemne afară. Alergă imediat în curte. Jack nu-și putea credea ochilor. Geruleț căra lemnele pregătite de domnul Flick pentru focul de Crăciun. Oh, nu! Strigă omul de zăpadă. Oamenii nu trebuie să ne vadă mergând. Vai, dar ești viu! Exclamă Jack. Oh, bineînțeles, spuse geruleț. Toți oamenii de zăpadă prind viață pe timpul nopții. Deci tu ai luat lemnele pentru foc? Întrebă Jack. Da, spuse geruleț, privindu-l un pic rușinat. Și de ce ai făcut asta? Se miră Jack. Oh, era prea aproape și m-aș fi topit, explică geruleț. Oh, n-am vrut să se întâmple asta. M-ai făcut atât de frumos. Oh, dar de ce n-ai fugit pur și simplu? Întrebă Jack. Geruleț își mișcă hotărât capul. Un om de zăpadă trebuie să rămână în locul unde a fost construit. Nu m-am gândit că o să ai necazuri din cauza mea, adăugă cu tristețe geruleț. Oh, nu-ți face probleme, spuse Jack. Tot ce avem de făcut este să mutăm grămada de lemne. Jack și omul lui de zăpadă au mutat toate lemnele departe de gard, mai către mijlocul câmpului. Întreaga noapte, cei doi au muncit să ridice rugul pentru foc. Geruleț ajunse la locul său chiar în momentul în care a sosit domnul Flick. Domnule Flick, am ridicat un rug mult mai înalt, îi spuse Jack. Asta pentru că l-am distrus pe celălalt și cred că acest loc este mult mai potrivit. Domnul Flick a fost așa de impresionat încât l-a invitat din nou pe Jack să vină la petrecere. Și în afară de Jack, nimeni nu a observat că omul de zăpadă din curtea lui i-a făcut un semn complice cu ochiul.